Da. Da, el e Tudor Iulian. E coleg cu mine la Clubul Voluntari. Ăsta e primul voluntar care a venit de la Moscova. La 1 și cât l-ai găsit? La 1 și 30 l-am înregistrat în ceas, dar porumbul a venit urmă. L-am găsit în coteț, am trecut prin multe peripeții, și da, câte am pățit, m-au oprit și poliția. Uite, dacă te poți apropia aici, e ștampila de Moscova. La 1.30 este marcat în ceas. Să vedeți ștampila Moscova? Nu. A patra pană. Da. Da? Ok. Da. Are și ăsta puțin cu picior. Are și stick-ul pus cu picior, da, da, da. E în regulă, ok. Bine, porumbul a fost clima la noi, la club. Da. El mai are performanță, mi-ai zis, cum vine și în țară. Și în ce bun, am ales în aparte faptul că e scos dintr-un porumbel care l-ai luat de la mine, frate, cu 28 oșcă, tata, și am înțeles că mama e o femeie de capriț de la... Da, așa e, bine. Da. Are și ăsta pus în cupicior? Are și stick-ul pus în cupicior, da, da, da. E în regulă, ok, bine. Porumbul a fost clima la noi, la club. Da. El mai are performanță, mi-ai zis, cu bine și în țară. Și în ce bun, am ales în o parte faptul că e scos dintr-un porumbel care l-ai luat de la mine, frate, cu 28 oșchi, tata, și am înțeles că mama e o femeie de capriț de la domnul... Șervan Gheorghe de la Bârlad. Șervan Gheorghe de la Bârlad. Deci porumbelul este un fel de fantast cu capriț. Da, oricum, felicitări și... Ok. Mulțumesc. De părerea mea este că e un trofeu, nu mai are rost să zbori. E bine să o ții de trofeu, pentru că nu se găsesc pe toate drumurile porumbei la Moscova. Așa, și prin câte am trecut eu astăzi. Ok, eu sunt bucuros că ești de la puțin de club de aici, de la noi, de la voluntari, și că am făcut ceva. Și eu mă bucur. Bine. Și de la dumneavoastră are sânge de...